În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Preacucernici părinți, drept măritori creștini, duminica de astăzi este o duminică care încheie ciclul unei sărbători, și anume praznicul acesta de la începutul anului bisericesc al înălțării Sfintei Cruci. Praznicul acesta are, cum spunea și Părintele duminica trecută, are o duminică înainte și o duminică după, notate în calendar. Duminica dinaintea Sfintei Cruci este o duminică în care ni se vorbește despre dragostea lui Dumnezeu. Pentru ca noi să înțelegem că ceea ce a pătimit Hristos pe cruce este din dragostea lui Dumnezeu. Să fim încredințați că lucrurile s-au făcut din iubire, nu din răzbunare, și n-a fost vreo pedeapsă crucea pentru Hristos. În ziua praznicului am ascultat cu toții din nou citindu-se Evanghelia pătimirii Mântuitorului Hristos, răstignirea Lui pe cruce. Iar astăzi avem această pericopă evanghelică de la Marcu, în care Hristos spune un cuvânt pe care îl știm prea bine și-l aplicăm prea puțin. Un cuvânt pe care toți l-am auzit, pe care toți îl cunoaștem, și anume, cine voiește să vină după mine, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. Cuvântul acesta al Mântuitorului Hristos este un cuvânt pe care Biserica îl așează acum, la începutul anului bisericesc, este un cuvânt programatic. Este un indicator care ne arată nouă calea pe care trebuie să mergem. Și ca să înțelegem un pic unde trebuie să ajungem, trebuie să vedem de unde am plecat în această călătorie a noastră. Și am plecat în această călătorie din rai. Dumnezeu a făcut raiul și l-a făcut pe om și l-a așezat în rai. Lumea toată pe care o cunoștea omul atunci era toată un rai. Și putem să trăim un rai în viața noastră, în lumea noastră, dacă învățăm să ne asumăm crucea noastră. Pentru că Dumnezeu a pus în rai un pom, în mijlocul raiului, ne spune Cartea Facerii, pomul cunoașterii binelui și răului, și a poruncit omului să nu mănânce din el. Și avem o rugăciune, rugăciunea pe care preotul o citește atunci când sfințește crucea așezată la căpătâiul celor adormiți. Și spune: Doamne, Tu cel care ai așezat ca preînchipuire a crucii tale pomul din mijlocul raiului, pomul cunoașterii din mijlocul raiului. Ori raiul și pomul din mijloc sunt un model, sunt un etalon, dacă vreți, sunt un dar al lui Dumnezeu pe care Dumnezeu îl face primului om, Adam. Dacă citim cu atenție începutul cărții Facerii, vom vedea acolo cu câtă grijă Dumnezeu, după ce termină creația, pregătește întâi această grădină și apoi îl așează pe om în ea. Era darul pe care Dumnezeu îl pregătise într-o anume formă și îl dăruiește lui Adam. Dar Adam trebuia să-și asume, dacă vreți, această cruce care era porunca lui Dumnezeu. Și să ne întoarcem la Evanghelia de astăzi, la cuvintele Mântuitorului Hristos, care spune aceste trei condiții pentru mântuirea noastră. Omul trebuie să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-i urmeze lui. Să se lepede de sine înseamnă să se lase pe sine la o parte. Această lepădare de sine nu înseamnă doar să lăsăm la o parte
viciile, plăcerile, ci înseamnă să ne lăsăm cu totul pe noi înșine la o parte. Să ajungem până într-acolo încât ne dăm pe noi înșine la o parte. Ne negăm pe noi înșine chiar. Spunea un părinte profesor că este diferența dintre a vorbi cu eu și a vorbi cu noi. Trebuie să nu mai vorbim cu eu, să nu mai gândim, să nu ne punem pe noi înșine pe primul plan. Pentru că dacă ne punem întotdeauna pe noi înșine pe primul plan, ceilalți din jur, celelalte probleme nu mai au loc în viața noastră. Trebuie să depășim această barieră a eului și să vorbim cu noi. Să ne gândim nu ce mi este mie bine, ce ne este nouă bine. Nu ce îmi trebuie mie, ci ce ne trebuie nouă. Indiferent ce acest noi poate să însemne în viața fiecăruia dintre noi. Și exemplul cel mai bun al folosirii acestui pronume la plural, noi, este rugăciunea domnească, rugăciunea Tatăl nostru. În rugăciunea Tatăl nostru avem două feluri de cereri. Avem trei cuvinte despre Dumnezeu și avem trei cuvinte pentru noi. Sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta. Tu este Dumnezeu, cel la care se raportează omul credincios, întotdeauna este Dumnezeu. Și avem trei cereri care sunt despre noi. Ne iartă nouă greșelile noastre și nu ne duce pe noi în ispită și ne izbăvește de cel rău. Și între astea două avem precum în cer, așa și pe pământ. Și noi este cel care caracterizează această pogorâre, această unire a cerului cu pământul. Dacă suntem noi uniți, dacă trăim în unire, dacă trăim deschiși unul către celălalt, atunci avem șanse să se întâmple precum în cer, la fel și pe pământ. N-aș vorbi despre rai și despre această lepădare de sine dacă n-aș fi găsit exemple până foarte aproape de zilele noastre. Și mi-e foarte drag un părinte, părintele Sofronie Zaharov, Sfântul Sofronie Zaharov, canonizat recent de Patriarhie Ecumenică, care era în tinerețea lui un pictor foarte talentat. A fost student al Școlii de Arte Frumoase de la Moscova, a început acum 100 de ani, mai mult sau mai puțin, acolo o mare revoluție care a dus la răsturnarea valorilor și mulți din elita intelectuală și culturală a Rusiei au emigrat în Franța, în Anglia, în America, dar mai cu seamă dintre cei care erau artiști au emigrat în Paris, pentru că Parisul era la vremea respectivă un loc foarte deschis cultural. Erau multe curente din acestea, dadaism, cubism, care se manifestau în pictură, în arte. Și acolo merge cu familia sa și acest tânăr, care se înscrie la Școala de Bele Arte din Paris, care începe să picteze, care are expoziții, care este apreciat pentru arta lui. Dar acest tânăr simte că pictura aceea are ceva superficial în ea și că nu va reuși niciodată să-i satisfacă setea sufletească pe care o avea. Și acest tânăr merge odată în Sfântul Munte Athos, înțelege despre ce e vorba în spiritualitatea ortodoxă adevărată, se întoarce în Paris și are o perioadă de 6 luni de zile în care se dă o luptă fantastică cu sine însuși.
Și la finalul acestei lupte, părintele Sofronie Saharov renunță la tot. Cum spuneam, nu doar la probleme, la vicii, la păcate, renunță la ce avea și renunță la ceea ce avea el mai bun. Renunță definitiv la pictură. Se duce în Sfântul Munte și își caută povățuitor și îl va găsi în mănăstirea rusească Sfântul Pantelimon pe Sfântul Siluan Atonitul. Ce mare sfânt și ce mare ucenic! Dar Sfântul Sofronie Saharov a trebuit să se nege pe sine, să se lipsească de sine, să dea la o parte tot ce avea el mai bun, mai frumos, mai înalt în el, în cunoașterea lui, pentru a-L primi de plin pe Hristos. El nu s-a negat pe sine pentru că ceea ce făcea era rău. Nu era rău, picta bine, picta frumos, era apreciat. Ci pentru că a simțit că pentru a-L primi pe Hristos trebuie să dai totul la o parte din viața ta. Și El a dat totul și a primit totul. Pentru că Hristos ni se dăruiește pe măsura răstignirii noastre. Și prima condiție pe care o enunță Mântuitorul Hristos este aceea de a renunța la noi, să se lepede pe sine. A doua este să-și ia crucea sa. Și aici e o mare problemă, toți știm cuvântul acesta. Și toți când stăm un pic să ne judecăm pe noi înșine, ne dăm seama că nu prea ne luăm cu totul crucea. Să ne luăm crucea înseamnă două lucruri de care nu putem scăpa, pe care nu le putem ocoli. În primul rând să ne asumăm statura noastră, viața noastră, dar să ne o asumăm nu cum ne place nouă, nu cum am vrea noi, ci a doua parte a problemei este să ne o asumăm așa cum trebuie și să facem ceea ce trebuie. Pentru că foarte adesea putem găsi pe cineva care să spună atât am putut, atât am făcut, îmi asum. Nu! Trebuie să ne asumăm, să facem mai mult, să ne depășim. Eu le dau acest exemplu tinerilor care vin la spovedit, copiilor, elevilor. Un copil poate să cucerească lumea, poate să revoluționeze lumea, orice domeniu. Dar un tânăr care nu ia bacul e foarte limitat în opțiunile lui. Și soluția nu este să ajungi să pici la bacalaureat și să spui îmi asum, asta e, nu mai pot să fac decât cu tare lucru. În momentul ăla, da, trebuie să-ți asumi, dar problema este până atunci cu ceea ce noi avem și avem ca potențial și putem lucra. Binele pe care îl putem face, nu doar răul pe care trebuie să-l ocolim. De multe ori înțelegem a ne lua crucea ca un lucru negativ, ca o povară, ca o greutate. Asta e, n-avem încotro, trebuie să ne asumăm lucrul ăsta. E un lucru greu, un lucru rău, o neputință, o limitare. Nu! Crucea este să primim darul lui Dumnezeu, să ni-l asumăm, să lucrăm, pentru ca darul acesta să fie roditor și pentru noi și pentru cei din jurul nostru. La asta se referă ultima cerință. Aici e taina. Să-mi urmeze mie, zice Hristos. Asumându-ne crucea, devenim Hristoși, devenim Dumnezei, o luăm pe calea Lui. Hristos a venit în lume, s-a întrupat și n-a spus, of, ce greu e să fii om, ce complicat, ce puține lucruri poți să faci. Ce multe lucruri puteam să fac ca Dumnezeu, ce puține lucruri pot să fac ca om. Nu a făcut Hristos lucrul acesta
ce a luat firea noastră și a scos din ea tot ce era mai bun. Rugăciuni, binecuvântări, îndemnuri, vindecări, dragoste peste dragoste, pe toate le-a scos Hristos din firea noastră. A luat tot ce era bun în noi și a lucrat mai departe. I-a îmbrățișat pe toți, i-a iertat pe toți, i-a iubit pe toți, i-a mântuit pe toți, i-a chemat pe toți, i-a binecuvântat pe toți. Ori asta e calea lui Hristos, să ne luăm starea noastră, dar să o lucrăm în așa fel încât să ne bucurăm și noi și seminii noștri de ea. Starea noastră, bunul nostru, câștigul nostru, darul pe care noi îl avem, să nu fie al meu, ci să fie, cum spuneam, al nostru. Am să vă dau un exemplu. Când mergem la cumpărături și ne facem lista, mergem la piață și ne facem lista, ne trebuie câteva roșii, luăm o țelină, o legătură de pătrunjel, una de mărar și trebuie să punem acolo pe listă și cartofii. Și când știm că avem de cărat și o sacoșă de cartofi care e mai grea decât toate celelalte cumpărături, ai de capul meu. Dar trebuie. Și mergem la piață și luăm cartofia și venim cu ea acasă și ne chinuim. Și facem un piure. Și vine copilul sau nepotul și spune, vai ce piure bun! Se șterge tot din spate pentru că am putut să-i oferim cuiva o bucurie. La fel se întâmplă cu foarte multe lucruri în viața noastră. Trebuie să ni le asumăm, să le lucrăm, să le facem. Și bucuria aceea care ne va cuprinde când va începe să rodească este peste așteptările noastre. La fel se întâmplă și suntem aici mulți care avem copii. La fel se întâmplă cu copiii și din păcate mulți tineri din ziua de astăzi se preocupă foarte mult de ei, de învățătura lor, de cariera lor, de reușita lor, de avutul lor și abia apoi trec să se gândească la o familie și la copii. Nu pentru că și-ar dori, ci pentru că sunt constrânși, pentru că văd că nu obțin acea mulțumire sufletească, acea bucurie pe care o caută doar din lucrurile pe care ei înșiși pot să și le ofere și să și le facă. Nu-i de ajuns. Și atunci au un copil sau doi și bucuria lor și împlinirea lor devine deplină prin acel copil. Pentru că nu-i de ajuns să lucrăm. Și cei care lucrează doar pentru cariera lor, doar pentru avutul lor, tot lucrează. Și uneori mult, foarte mult, ore întregi pe zi, 12-14 ore pe zi de muncă. Și se vede rezultatul muncilor, câștigă, dar lipsește acea bucurie, acea mulțumire, acea împlinire pe care nu ne-o poate oferi niciun lucru material, cât de deosebit ar fi lucrul acela material pe care îl primim. Și ultimul exemplu care poate e mai apropiat de viața noastră. Cei care suntem în biserică cred că în general ținem posturile. Sau măcar posturile mari, postul Crăciunului, postul Paștelui. Și avem o anumită rânduială a noastră, pe care ne-am format-o în an de zile. Știm că atunci când se apropie postul, trebuie să subțiem stocul de anumite materii prime, ținem postul atât cât putem, ne apropiem de sărbătoare, știm că trebuie să ne aprovizionăm, ne pregătim, vine sărbătoare, e o mare bucurie această sărbătoare. Lucrul acesta este aproape neînsemnat pentru noi, pentru că a devenit o obișnuință, a devenit un loc comun.
suntem obișnuiți cu acest mers al lucrurilor. Dar pentru cineva care nu are postul, e foarte greu să găsească bucuria sărbătorii. Pentru cineva care nu vine la o slujbă în săptămâna patimilor, e foarte greu să înțeleagă și să primească bucuria învierii. Pentru cineva care nu primește niște colindători, e foarte complicat să înțeleagă bucuria nașterii Mântuitorului Hristos pe pământ. Toate lucrurile acestea noi le facem oarecum din reflex și e bine că le facem, e bine că le păzim, pentru că ele sunt niște jaloane care dau sens vieții noastre. Aici se rezumă totul, la a da sens vieții noastre, muncii noastre, chinului nostru de zi cu zi, orelor nedormite, muncii pe care o facem, să-i dăm sens. Și sensul acesta nu-l dăm noi, ci ne-l dăruiește Hristos. De aceea spune Hristos, cine voiește să se mântuiască, să se lepede de sine, să-și ia crucea sa și să-mi urmeze mie. A ne mântui în viziunea Mântuitorului Hristos înseamnă a-i urma Lui, a ne împărtăși de El, a ne uni cu El, a ne bucura împreună cu El, a fi împreună cu El. Și încheie Mântuitorul Hristos Evanghelia de astăzi cu un cuvânt. Spune că de cel care se va rușina de mine în acest neam păcătos și eu mă voi rușina de el înaintea Tatălui meu. Când vom ajunge la judecată și îl vom vedea pe Hristos, îl vom vedea pe Hristos cel răstignit și El va căuta să vadă în noi răstignirile noastre. Pe acelea le va primi Hristos. Prin răstignirile noastre suntem asemenea Lui, mergem pe calea Lui, suntem împreună cu El și în cele din urmă, prin aceste răstigniri, iubiților, suntem primiți în împărăția cerurilor de Tatăl cel Ceresc. Amin.